Publicul târgoviștean și nu numai, tineri și adulți de toate vârstele sunt așteptați la Casa Tineretului din Târgoviște pentru a viziona filmele latinoamericane care rulează începând cu ora 18 în fiecare seară până pe data de 20 octombrie, exceptând zilele de sâmbătă și duminică. După Argentina, Brazilia și Chile, urmează Cuba, Mexic, Peru, Uruguay și Venezuela. Închiderea festivalului va avea loc joi 20 octombrie cu o tombolă urmată de forumul cu tema Venezuela la luptă pentru pace și independență. Accesul este liber pe parcursul întregului festival.